Performanța în educație și sport este din nou răsplătită în municipiul Hunedoara. Din fericire, administrația locală de aici a înțeles cât de importantă este promovarea, dar mai ales susținerea morală și financiară a acestor tineri. Iar drept dovadă, în acest an, valoarea premiilor a crescut, fiind alocată suma totală de 70.000 de lei. 76 de elevi și sportivi cu rezultate deosebite, alături de 30 de profesori și antrenori, au fost premiați ieri de primăria municipiului Hunedoara, în cadrul unei festivități ce a avut loc în aula Facultății de Inginerie din Hunedoara. Este un eveniment repetitiv pentru primăria municipiului Hunedoara. În fiecare an ne propunem să premiem performanța. Știu că și alte orașe fac acest lucru, dar cred că ieșim în evidență prin numărul mare al elevilor care au rezultate deosebită la învățătură și la sport, și de această dată sunt peste 100 de elevi și antrenori care au reușit cumva să fie mai în față decât alții, și este un lucru îmbucurător în primul rând pentru ei. Este important să ieși dintr-un anonimat colectiv și să arăți că îți dorești mai mult. Momentul a fost unul festiv, prilej cu care, sub același acoperiș, s-au reunit cei mai buni elevi atât la învățătură cât și la sport ori alte discipline, dar și cei mai dedicați dascăli. Este vorba despre elevii și sportivii orașului care, pe parcursul anului școlar 2021-2022, au obținut rezultate deosebite în concursurile școlare naționale și internaționale sau, după caz, la competițiile sportive de nivel național și internațional. Am obținut locul 2 la concursul de robotică Next Lab Tech ediția 2021 și am obținut un rezultat onorabil la Olimpiada Națională de Limba și Literatura Română. Mă simt foarte bine, mă simt foarte onorată pentru tot ce am pentru aceste rezultate și mulțumesc tuturor pentru premiile obținute. La ce olimpiadă ai participat? La concursul Margareta Sterian și am luat premiul 3. Înțeleg că îți place pianul? Da, fac din clasa 1 și mi-am dorit de când eram la grădiniță. Spre exemplu, în a 3-a am mai fost la Olimpiada de pian din Deva și am luat premiul 2. Și acum această diplomă, această sumă de bani pe care ai primit-o, ce înseamnă pentru tine? Înseamnă ceva, adică sunt niște bani care i-am muncit și probabil o să-i strâng să fac ceva cu ei, dar nu știu ce, încă nu m-am gândit. Festivitatea a cuprins și un moment artistic oferit de formația de dansori a ansamblului folcloric Hațegana.